vă întreb, nu trebuie să-mi spuneți situații specifice, putem să discutăm doar sensibilități pe care le avem fiecare dintre noi. Eu am rămas cu sensibilitatea asta, eu încă fac parte la salut într-un nou vlog. Eu m-am apuc să-mi fac patul, pentru că e aranjat acum, dar ar trebui să schimb așternuturile. La copii ne-am schimbat eu zilele trecute și ar trebui să schimb la noi aici. Așa că mă apuc acum. Mă scuzați dacă mă vedeți cu bluza asta și o să mă vedeți în majoritatea vlogurilor, probabil iarna asta, doar cu bluza asta, pentru că eu așa sunt, mie mi se pune pata pe o bluză și o port toată tot sezonul. Așa sunt eu. Și îmi place foarte mult bluza asta de când am văzut-o la Maria, de când mi-a dat-o Maria. Mi-a plăcut foarte mult și așa de comodă și largă și nu știu, are tot ce îmi place mie în ea. Așa că o să port foarte des în vloguri. Nu înseamnă că nu mă schimb și nu mai spăl, dar asta e avantajul că am un uscător, că o spăl, o usuc repede și o port. Bun, hai că continui aici. Vreau să schimb așternuturile, după am să șterg un pic aici cu produsul ăla care șterg eu, catifeaua asta. Și rapid așa, pe jos trebuie să pun un lighean plin cu haine la loc. Și să văd ce mai am de făcut. Vreau să fac și un lucru manual cu copiii la amiază, în timp ce se curcă ele, cred. Dar vedem. Hai că încetul, încetul ne apucăm.
seara gata, mă apuc să îmi pun rufele la loc, pentru că aveam aici un lighean care dădea peste de haine. Așa că trebuie să le pun la loc, să văd ce e al meu, ce e al lui Andy, ce e al Adrian și ce e a copiilor. Și le pun la loc, iar apoi vedem cu mâncarea, că e ora de prânz deja, dacă mă credeți, s-a trecut timpul atât de repede. Foarte repede trece timpul când te apuci să faci curat. În două secunde se face ora prânzului. Da. A primit hainele fata care le-a trimis și era mulțumită. Așa că îți bucuroasă că am scăpat de ele, dar într-un fel bun. Și o să văd ce nu mai vine, o să-i mai trimit. Da, așa că hai că mă pun aici să le așez și revin după ce am terminat. Deci biscuit, ciocolată și marshmallow, asta fi prisitele anale. Enziada, enziada, extra spicy sosie. Pune na. Ele nu-i voi, mamă, că faci bubu. Hai, facem mamin și păpăm. Mi s-a înfriat. Chidi ochii. Amin. 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 Hai și papă. Candy. Îi dăm o carne. I also want some, please. More carne. Este mami. Ce vrei? Este carne pentru noi? Nu mai este, să iei de aici, doamne. Dă-i farfuria mea. Nu e asta? Dă-i farfuria mea, că eu nu mai pus mâna. Gata, am terminat aici. Am terminat curățenia un pic, am pus rufele la loc. Am șters și geamurile, praful. Emma pune hainele la loc, Jaden pune hainele lui Jaden, Andy pune hainele lui Jaden. Mă duc jos să vedem care e situația, stați să vă arăt când cobor jos. El vine și îmi zice, mamita. Hai, stați să vedeți. Am pus pariu că vii să vii la mine să zici mamita. Să te omui să-i mamita? Eu omui să-i... Pui de mine! Ce puti! Caunul, stai aici și mami pune să facă fries și să facă chicken, ok? Lasă-i acolo așa. Lasă acolo să nu faci mizerii. Papă, poco, poco, da? Păi. Aseară am fost la un eveniment unde am făcut niște coronițe. Eu am acolo în bradă, am pus-o că nu știu unde s-o pun. Și am zis că hai să fac și copii. Am cumpărat ieri câteva cerculețe din astea, 4. Și le am aici și am să le fac cu ei cu chestiuțe din astea, cu ce mai avem noi, globuri, am să să punem ceva, fiecare să aibă propria coroniță. Lasă aici. Și vă arăt după. Am primit un pachet, dar ia să vedeți că nu-i de la Shogun. E de la o fată care și ea e Shogun și ea mă urmărește și pe TikTok și mi-a trimis ceva. Și am să vă arăt acum ce mi-a trimis. Stați așa că vă arăt acum. Mamă, ce miroase ești! Păcat că nu puteți mirosiți. Mamă, câte! De seara facem dulceață de gutui! Mamă, s-au stricat unele, păcat! Asta e stricată, trebuie să o arunc. Dar avem câteva chile de gutui. Și de seara trebuie să le curăț și am să fac dulceață de gutui. Thank you.
sunt decorațiile care le-a făcut Monica la întâlnirea aia. Și lui Monica i-a venit ideea să le agați aici de grinda asta. Și a pus ea aici alte chestii și aici o decorație de Crăciun. Bine că de jur împrejur mai merge pus ceva. Dar o idee faină. Una pentru Emma, Jaden și Ellie. Și așa a ieșit. Fain. Da, lucru manual. Am făcut și el lucru manual. Bine, prieteni, ne vedem în următorul vlog. Pa, pa!